Ritrovi gli altri esattamente, e da un corpo di a tutti i messaggi di ubiri, vetrini, gli affrinti, alle vostre, alle uomini, non vi pare fatto. Ma di essere di mirata già sono subito per il fatto del mio. Ma da vita con la testa, non vi andate altro che va. Ma di nascito, ci sentiamo in tua casa di chiare. Però se tu dai spesa, ci va di tutto, che se tu vuoi con Dio, che se parla con i figli, che pare, non faccia altro, ci va di tutto, che altro, che inima nostra, lucrare a parlare con Dio, che pare, l'ha instaurato con Dio, realizzare che avrei potuto Domnul Iisus Hristos la corpă și Duhul Sfânt din viața aceasta ca unul să ne motiveze. Cuvântul lui Dumnezeu îi vorbea cu Maria Domnul Iisus de milă. Aș vrea că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi că avem nevoie de această milă. Și dacă suntem aici, suntem doar prin mila și îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-i tu. Învierea Domnului Iisus Hristos poartă acest mesaj astfel al iubirii față de inimii frânte. Poate ne-am luat în viața așa și avem inimi frânte, avem inimi care sunt obosite, inimi care poate sunt dezlătășuite. Însă aș vrea să se amintesc în dimineața aceasta. 5 aprilie 2015, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acela care a înviat pe Domnul Iisus Hristos de morți, acela ne vorbește și nouă dimineața aceasta și spune că acea inimă frântă este doar aceea care numai Domnul Iisus Hristos și înviere de morți, înviere de morți poate să-L ridice la viață și poate să-L ridice să trăim prin Domnul Iisus Hristos, băriți-o prin numele Lui. La voi e mesaj pe care ne spune cuvântul Domnului, este mesajul celor doi oameni pe drumul Emausului. Mesajul învierii vorbea celor doi oameni de pe drumul Emausului. Și mai mult atât acel drum, fratelor, era un drum pe care oamenii ceia îl parcurgea și avea nevoie de iluminare, iluminarea Scripturii, să înțeleagă Scripturii. Ei le mai căzuși pe Evanghelistul Luca și spunea, nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile. Frații și ori, învierea Mântuitorului aduce discernământ spiritual și opinează sufletul nostru. Amin. Amin. Învierea Domnului Iisus Hristos, mesajul învierii, în dimineața aceasta din nou vreau să răspund. Trebuie să aducă în viața noastră discernământ spiritual și să învierie sufletul nostru. Avem nevoie de curarea minții, nu pot să înțelegi Scripturile. Oamenii cei ce erau frământați, de ce s-a întâmplat, pe drumul Emaus se îndreptau. Însă a avut nevoie ca Domnul Iisus Hristos să oprească în dreptul lor. A avut nevoie ca să învierie, să înțeleagă Scripturile, să înțeleagă despre ce este vorba. Însă dimineața aceasta, mă rog Domnului, că ar vrea să fie rugăciunea ghicilor, Doamne, luminează-ne să înțelegi. Amin. Poate sunt de 20 de ani pe care copii, poate din grad de zile, însă am nevoie să pot să te înțeleg pe tine. În al doilea mesaj al lui Domnul Iisus, ne vorbesc în dimineața aceasta, că e nevoie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i deschidă minte să pricepe Scripturile. Nu vom înțelege și nu vom putea realiza planul de mântuire al lui Dumnezeu, dar nu se va descoperi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i descopere prin iluminarea minții, oamenii ce au nevoie de lucrurile acestea. Nu poți să vorbești de răbire, nu poți să vorbești de învierea morților, nu poți să vorbești de știință dincolo, dar nu vei înțelege și nu vei înțelege Scripturile într-o vreme ca aceasta. Vă rog la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se ocupe în mod special de fiecare dintre noi. Mai mult ca de cei prieteni care poate sunt în casa lui Dumnezeu și poate nu au înțeles lucrurile acestea. Poate îi se par o obișnuită, îi se par lucrurile de altele mări, însă nu funcționează. Când tot tinerii, copiii, și spuneau că nu merge, nu se împară și una și alta. Nu merge la Dumnezeu și bine și rău. Nu merge la adevăr și mițură. Însă lucrurile acestea ne luminează cuvântul lui Dumnezeu și doar Sfânta Scriptură este ceea care, dacă o vei înțelege prin călăuzirea Duhului Sfânt. La treia mesaj pe care se întâmpla aici despre cuvântul Domnului este mesajul pe care îi vorbește Domnul Iisus Hristos, îi vorbește lui Petru, îi vorbește lui Pavel și a fost trimis în lucrare. Și spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat lui Petru după înviere. Vine și spune, Petre, dacă mă iubești, faci-ne oinele, faci-ne rușinii, faci-ne oinele. Și ne uităm aici că un al treilea mesaj este mesajul slujirii. În dimineața aceasta, Biserica Domnului, Maranata, Biserica Domnului pretinde, după 2000 de ani, după învierea Domnului Iisus Hristos, mesajul lui e același. Mesajul slujirii, ca și vreau să ne chemați, ca Biserica Domnului să slujim. Vine Domnul Iisus Hristos în momentul acesta, spune Pavel, Pavel a fost în cetul scoate și intră în cetate și se va arăta ce trebuie să faci. Însă învierea Domnului Iisus Hristos vorbea ucenicilor atunci, vorbește și ființelor noastre, e nevoie de slujire. Biserica Domnului încă este pe pământ. Biserica Domnului nu mai este și în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu încă continuă să lucreze în lumea în care trăim fraților și Dumnezeu lucrează prin biserica sa. Însă mesajul acesta al învierii Domnului Iisus îi reamintește în dimineața aceasta fiecare dintre noi. Nu știu care ți
se ceva ca nu știu care e lucru pe care să l-ai găsit în Duhul lui Hristos. Însă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea lui Petru, așa cum spunea lui Pavel, ne spune dimineața viața și locul fiecăruia, trebuie să lucrăm în via lui Dumnezeu. Suntem chemați să lucrăm, suntem chemați să-i facem datoria față de lucrarea lui Dumnezeu. Zic, Doamne, binecuvintează de fiecare dintre noi. Avem nevoie de aceste lucruri ajutori și avem nevoie ca grija aceasta să ne preocupe în problemele aceasta. Este nevoie ca problemele aceasta să înțelegem că prin învierea Domnului Iisus Hristos lucrurile s-au întâmplat. Dați la ucenici, ucenicii, au fost oameni care au fost ascunși prea cuvântul acolo, când s-au părut paste. Însă în urma înviere, în urma când au văzut că s-au întâmplat lucrurile după Scriptură, arată că ucenicii nu mai aveau un alt plan de lucrare decât evanghelizarea, decât să ducă cuvântul Evangheliei. În prim plan, ne uităm acolo că erau speriați oamenii ce sunt ceruri să se creadă și ne uităm pe acum, oamenii aceștia o vine și duc Evanghelia și o duc, o ajuns până vremurile noastre. Faptul că Evanghelia vremurile noastre astfel a fost că niște ucenice Domnului Iisus Hristos a înțeles mesajul în ei. Stăm în dimineața aceasta aici, astfel, și așa să fie un moment de reculegere în fiecare dreptul nostru. Doamne, fără să ne cercetăm în dimineața aceasta, e adevărat că, într-adevăr, mesajul în ei o atins inima mea și am înțeles că este, ne vorbește să fim niște oameni emili, să fim niște oameni care să ne dăruim lucrări, să fim niște oameni care să slujim lucrări tale. Să fim niște oameni care să pricepem adevărul, să pricepem cuvântul Evangheliei. E ceva personal, pentru tine și pentru mine. Nu vorbesc ca celor care nu sunt aici. Vorbesc pentru cei care ne-am dat aici și pentru importanța de înțelegem lucrurile acestea. Învierea Domnului Iisus Hristos demonstrează încă o dată adevărata identitate și atitudine a oamenilor. Gândiți-vă, ostașii au folosit minciuna. Preoții au folosit ticănirea. Guvernatorii vremurilor de atunci au folosit compromisul. În viața ucenicilor a fost necredința, a fost un moment de necredință, nu știau ce se creadă. Femeile evlavioase au folosit afecțiunea. Însă vreau să răspund, nu e condamnat. Mă gândeam și vedeam acestui aproape aici, nu e condamnat, pentru că fiecare dintre noi demonstrăm în criză, de fapt, ce e inima noastră. Acești ucenici erau într-un moment de criză. Oamenii de lume erau, erau pe un lucru, era pe o situație de criză. Însă în momente de criză, fiecare dintre noi, indiferent care am fi, nu demonstrăm nimic altceva decât ce este adevărata inima noastră. Mă rog acum un Sfânt al Dumnezeu să ne cercineze și în săptămâna aceasta de joi seara, fiecare se vorbea și se amintea că doar dacă în inima ai lucrurile pe care le vrea Dumnezeu, acele lucruri îți va da biruință și va da putere să poți propăși pe care lui Dumnezeu. Pentru că nu iese din inimă nimic decât ceea ce este. Vreau Domnul Iisus Hristos, dar din Hristosul inimii vorbește cu care eu la oamenii aceștia. Oamenii aceștia au vorbit lucruri care le aveau în inimă, aveau nevoie să cunoască adevărat un mesaj al învierii. Însă ne uităm la apostol și aminteam că apostolii n-au mai fost aceiași oameni cu frică, n-au mai fost niște oameni ai credinței. Uitați-vă la niște oameni care acum au înțeles lucrul acesta gândiți-l pe Petru. Petru nu este acela care se ascunde în spate altul. Petru este omul care se ridică și predică Evanghelia și rupa predicării Evangheliei se întorc peste 3.000 de suflete pentru că el a înțeles mesajul, mesajul învierii, a înțeles că Dumnezeu l-a chemat și Domnul Iisus l-a împuternicit să pască oițe, să pască oile, să pască mărcei. Suntem responsabili, frați și de lucrarea lui Dumnezeu, suntem responsabili cum trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Prin învierea Mântuitorului, fraților, oferă oamenilor neprihăniți o altă perspectivă a locului de așteptare după moarte. Învierea Domnului Iisus Hristos ne încurajează să înțelegem că nu-i viața numai aici pe pământ. Omul începe viața când se naște și continuă